care sunt performanțele Curții Constituționale în legătură cu situația pe care o cunoaște cu toții, dar care a căpătat unele accente care sunt absolut exagerate. Înțeleg că domnul Zebrean, din concediul de la mare, își exercitează stilul epistolar și trimite scrisori către organisme europene cu privire la o situație din România pe care are puțin și o descrie ca sub mare norocire. Mie mi se pare că în acest moment putem discuta eventual despre presiunea adresa Curții Constituționale din partea domnului Traian Băsescu. Putem discuta despre presiuni sau chiar amenințări la adresa autorităților publice locale, tot din partea domnului Traian Băsescu, presiuni și amenințări împotriva unor șefi, conducători ai instituției ale statului, din partea domnului Traian Băsescu. Această situație are fără îndoială, nu negăm acest lucru, și consecințe economice. Și consecințele economice ale crizei politice, care din punctul de vedere al Uniunii Sociale Liberale s-a încheiat în urma votului favorabil al cetățenilor României la referendumul din 29 iulie, aceste efecte reprezintă un subiect de întrebări către domnul Traian Băsescu și susținătorii. Revenind la Curtea Constituțională, putem să ne adresăm câteva întrebări legii. Dacă scrisoarea domnului Zegrean, trimisă din vacanță, de pe plajă, reprezintă poziția Curții Constituționale și dacă da, cum a fost adoptată această poziție din moment ce Curtea Constituțională nu s-a mai întâlnit? Aceeași întrebare n-are cum să nu fie adresată și în ceea ce privește deciziile contradictorii succesive ale Curții Constituționale, pentru că, după ședința noastră, a existat o singură ședință a Curții Constituționale care a produs o singură decizie. Ori, în consecință, erate nu au avut cum să fie adoptate decât eventual printr-o întâlnire secretă a Curții Constituționale, lucru care mă doresc că a existat. În consecință, și mă bucur că așa, din punct de vedere al orarului, această conferință de presă vine după anunțul de la guvern. Trebuie să avem o decizie fără dubiu cu privire la referendumul din 29 iulie. Decizia cu privire la vot este una clară. Însă, dacă se vor invoca argumente statistice false în detrimentul realității, înseamnă că legitimitatea poporului care se poate exercita conform Constituției prin referendum este pusă la îndoială de cei care au un singur obiectiv, cramponarea de în scaun, cramponarea de putere. Guvernul va duce la îndeplinire decizia Curții Constituționale care îi cere să prezinte realitatea și cred că este o decizie în interes. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Ne puteți spune de ce a fost revocat până la urmă de ministrul de revocat Mișan Isar, în momentul în care a dat poate de drept de revocare? Nu m-a dimisit, da. Nu m-a dimisit. Aceasta este procedura. Și la ce ne-ați apare de pedemire, nu m-a dimisit, de revocare? De pedemire? Domnul Mișan Isar, indiferent de forma procedurală pe care vă cunosc, am citit-o, domnul Mișan Isar a dimisionat în multe persoane. Acesta a fost anunțul pe care l-a făcut și este o opțiune care este personală și, în consecință, trebuie respectată celor de partare. Nu există niciun fel de alt motiv. Sau cel puțin domnul Sar nu a împărtășit un alt motiv în afară de chestiuni de ordin personal care nu pot fi chestionate mai departe. În trate, nu am nimic, nu pot să vă spun mai mult. Aprecierea pentru activitatea domnului Mare. Acesta este un lucru care trebuie precizat. Pentru că afirmații din partea opozanților noștri și ai domnului Mare, dacă au o consecință,
din moment ce s-a ajuns la un acord politic, acesta este valabil și în partea și de această coaliție. Nu mai am un punct de vedere personal, ceea ce ai spus la dumneavoastră? Nu, n-am un punct de vedere personal, pentru că nu cunosc detalii din interiorul Ministerului de Externe sau în legătură cu lucrurile care au fost luate în considerare de domnul Margaret și nu a afirmat aceste afirmații. Mi-a putut spune de ce s-a revenit asupra deciziei de a se organiza un mini recensământ? Și cum au actualizat aceste liste electorale? Da, o să răspund din măsura în care pot la această întrebare, spunând că odată că aici m-am făcut atât de deputat de PNL și de membru al Guvernului. O să încerc să fac această distinție, chiar dacă admit că nu poate fi făcută întotdeauna. Noi, conducători ai Ministerului Administrației și Internelor, în Ministru Dușa, în Comisul Delegat Stoie, au inventariat căile prin care poate fi dusă la îndeplinire decizia Curții Constituționale. Și au ajuns la concluzia că trebuie puse în mișcare instituția ale statului, care acoperă toate cazurile posibile, cazuri care au fost de asemenea identificate, de posibile erori în listele permanente. De aceea s-a ajuns la această variantă, care este una instituțională, funcțională. Însă mai multe detalii, cu siguranță, oricare dintre cei doi pe care i-am menționat, inclusiv detalii tehnice, până la nivel de amănunt, nu cred că este o reținere din partea mea. Era unul dintre cei doi domnișii să spună. Spunea astăzi, domnul Vidanu, că dumneavoastră ar simți mai confortabil ca premier să fie Florin Georgescu. Vreau să vă întreb cum comentați acest lucru. Și dacă au existat și acum discuții referitoare la schimbarea comunei de guvernare. Adică nu cred că a fost intervenirea acestei pe care ați spus. În ceea ce vorbesc cu domnul Vidanu, pot să cred că a făcut inclusiv din senie, pentru că e o rândică a bățării de Ungară. Sine. Confortul domnului Vidanu nu e chiar preocuparea mea. Cred că e suficient de confortabil în mausoleul ăla acolo, ca să nu mai preocupe dacă e domnul Vidanu confortabil sau. Cred că observațiile acestea ar putea să și depăstreze pentru el. Și să ne întrebe pe fiecare dintre noi cât de confortabil ne-am simțit cu domnul Boc. Pe de reanunțat că mă depune plângere penală împotriva Secretarului General de Guvern și șefului viitorului. Cea că tot în ziua viitorului monitor a adresei precizatoare a Curții Constituționale. Da, e ridicol și am să vă și argumentele de ce. Pentru că sunt două lucruri care trebuie spuse. În primul rând că există o procedură cu privire la consultarea Consiliului Legislativ, care este o instituție foarte serioasă și chiar și foarte harnică, aș putea spune, dar care e totuși incapabilă să răspundă într-o oră. Răspunsul a venit și a venit a venit răspunsul de moral, o dată dat mai multe detalii, după ce a venit răspunsul de cine a venit publicată. Plus că a mai existat acea mică problemă cu semnătura care era foarte clară pentru ei, lucrurile s-au lămurit și decizia a fost publicată în timpul în care a fost posibil în considerarea acestei cerințe. Nu preferințe, ci cerințe. Și aș mai întreba, care este punctul de vedere al PNL, ceea ce vrește demisia domnului Rus? Se poate spune că a demisionat, pentru că nu putea, nu avea nici la cererea de mână pentru a realiza acea actualizare a listelor, că nu... Sau că nu ar fi dorit? Nu știu de ce a demisionat domnul Rus. Mine mă interesează, dincolo de persoane, să dezlușim, în conformitate cu decizia Curții Constituționale, dar și cu necesitatea de a afla adevărul, să dezlușim această problemă. Din la ce am asistat astăzi, numai ceea ce am asistat astăzi. Eu am convingerea că atât domnul Duș, atât și domnul Stroie, foarte rapid, iată, mai puțin de 24 de ore, au identificat mijloacele prin care face această decizie, poate fi dusă la de primire și sunt convins că o vor și face. Corect, legal și cinstit. Referitor la presiunile reclamate de Curtea Constituțională, Comisarul European se alătură criticilor formulate de Comisia de la Viena.
De la Veneția. Cum comentați? Este pentru a doua oară când îi dăm în critică ceea ce se întâmplă în țara noastră. Mai încerc să mă pun în chelea domnului Crop sau Comisiei de celor de la Comisia de Veneția. Probabil că dacă primești o scrisoare în care președintele Curții spune că s-a întâmplat nu știu ce, ai tentația să o iei în serios. Numai că mi se pare că dacă doar câteva întrebări elementare ar fi putut să lămurească acest lucru, în primul rând că nu mai există o reuniune a Curții care se genereze în punct de vedere al Curții, este o epistolă a domnului Zegrean. Și în plus, nu există argumente pentru a susține așa ceva. Poate că domnul consilier al doamnei Macovei cred că ar putea să dea niște lămuriri pe acest subiect, în legătură cu presiunile, Baia spune chiar și mirele la adresa Curții Constituționale, pentru că doamna Macovei este la Bruxelles, consilierul domnului Sade la fel. Eu cred că atunci când un europarlamentar angajează și ulterior păstrează un consilier, înseamnă că îi apreciază sfaturile și poziții. Neexistând o delimitare, eu deduc că aceste poziții sunt împărtășite inclusiv de doamna Monica Macovei și cred că doamna Repin ar putea să aibă o discuție pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult!